Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Colegii noștri de la Virgin, copiii, vecinii noștri mai mici, au venit ăștia, sunt încă tineri, pot, își pot permite să mănânce orice. Și aveau, am văzut eu, am văzut, se vede, au un castronel în care au niște răsucele, niște covrigei, niște chestii de-astea. Păi ne dau și nouă gaura din covrig, că e singura de ne permitem. Da, știi cât de rău îngrașă covrigii? Că tu te gândești că ce are, mă, e un covrig. Vrei să mă ridic în picioare? Să da, așa. Deci, am găsit un nutriționist neastâmpărat, pus părele. Un domn Bugal, cheamă Valentin, nu știu cine e, am văzut pe net. N-a avut ce face, s-a apucat să calculeze câte calorii are, de fapt, covrigul cald cu sare și mac. Sau cu susan, ăla pe care îl halim în drum spre birou. Nu înțeleg asta cu de fapt. Cum de fapt, ce? Adică până acum am trăit în da. Eroare. Da, pentru că veștile nu sunt grozave, nutriționistul credea că ar fi vorba de vreo 300 de calorii maximum. Uh-huh. Și a luat un covrig, l-a cântărit, 100 de grame. Uh-huh. L-a dat un tip să se mai usuce, fiind de principiu, covrigul, ce are covrigul în el? Făină și apă și sare, nu? Corect. Și s-a evaporat niște apă, a ajuns la 75 de grame. Și a spus, în principiu, ar trebui să fie 75 de grame de făină, deci 270 de calorii. Doar că se mai adaugă niște lucruri. Zahăr și un pic de grăsimioare l-a luat. Și a vorbit după aceea, aici a fost greșeală, a vorbit cu niște patroni de covrigării, care i-au spus adevărul. I-au spus cât zahăr, câtă margarină, cât ulei și amelioratori se adaugă, de fapt, la cocă. Și a calculat că un covrig ar avea, în realitate, cam vreo 600 de calorii. Cu la toate alea. Deci, cum 600 de calorii? Asta este calculul dânsului, e mai priceput ca mine. Dar 600 cum se calculează? A adăugat, dacă știi cantitățile, de ce okay. pune în fiecare. Adică, de exemplu, 75 de grame de făină fac 270 de calorii, știe uh-huh. dânsul, acolo cântărești. După aia, dacă știi că se pune margarină, 80% da. Grăsime, dacă okay. știi că se pune zahăr, dacă știi că se mai pune și ameliorator, bla, deci, bla, bla. Așa se calculează? Și proporțional. Doar aduni ingredientele și... Nu știu dacă, dar așa pare logic. Știi de ce? Mm. Că dacă stai să te gândești, da. Din câte știm noi din bătrâni, așa. Pâinea prăjită nu îngrașă la fel de mult ca pâinea proaspătă. Da, nu cred că e... Ceea ce dacă e adevărat, ce eu nu cred că bătrânii se înșelau. Mm, nu știu, pe ce te bazezi? Peste cap toate calculele, că ele au aceleași ingrediente. Tu aceea felie de pâine, fie că e prăjită, fie că nu, are aceleași ingrediente, nu? Dar tu pe asta te bazai? Tu de asta mâncai curtoane? Nu, dar pâine prăjită eram... Auzi, tu câte calorii ai în meniul ăla de ți-lei și te chinui cu el zilnic? Mă, normal, nu trebuie să depășesc 1400-500. Pe zi? Da. Pe zi. Nu se supăra doar ciocolățele pe care le mănânci la Marcela în fiecare alea-s zi. Alea-s bașca. Păi toate bașca, cred că te duci la 3-4 mii de calorii pe zi. Păi de asta nu prea spor. Vlad, tu câte calorii, la câte calorii, când îți calculai caloriile, câte aveai maxim pe zi? 1800. 1800. Deci da. 3 covrigi. Băi, asta vreau să spun. Deci la 600 de calorii, covrigul, iei doi, că doi covrigi sunt ca nimic. Înțelegi? Doi covrigi de aia calzi, crânțănicioși, așa, cu mac, cu ce trebuie. Și mai iei și un iaurt. Iaurtul, 100 de calorii, hai. Deci, din doi covrigi și un iaurt, ai făcut jumătate din caloriile pe care ți le poți permite într-o zi. Adică 2500 uh-huh. pentru un adult și asta dacă nu faci muncă fizică. Dacă faci muncă fizică... Păi, nu, eu zic că e invers. La noi asta cu munca fizică... Deci asta e o prosteală cu 2500 de calorii. Stai că acum am ce prosteală ajuns e, pe felia mea. Asta cu 2500 de calorii la un adult e da. Valabilă pentru un om activ în, la propriu. Adică un om care... Nu cred. Alergă, face ceva. Nu. Dacă te uiți la ce... Știi că la Sibieni găsești brânză adevărată în chestia mm-hmm. și pâine cu cartofi. Așa. Aia, la covasna e pâinea cu cartofi. Da, găsești la Sibien, la noi, că noi nu da. Avem covăsnene aici, mă, avem da. Sibien care... Ei, am drum din Sibien, mă rog, trec cu covasna da. Și eu și trei. Dar pâine cu... Dacă le cer buletinul, sunt Sibien cum sunt și eu. Pâine cu cartofi, nu e adevărat. Da. Nu toți, unii sunt, alții nu. Unii. Pâine cu cartofi, cu untură pe deasupra, cu așa. Boia și cu niște ceapă roșie. Ce are asta face cu... Aia e pentru oameni care cosesc. Asta. Care se apucă și cosesc. Corect. Dar eu îmi iau o pâine cu cartofi și eu mănânc cu unt și salam. Mă înțeleg. Deci, noi, ca stil de viață, noi de aici, ăștia zic. Da. Că stăm numai pe scaun, mergem cu mașina. Da. Da? Eu mă duc la eu nu cred că avem consum mai mare de 1200-1300 de calorii pe zi. Nu știu ce să zic, dar eu mă bucur că nutriționistul nostru n-a auzit nimic de pateurile calde cu brânză. Până acolo. Să nu se apropie de pateurile calde cu brânză.
Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.